În febra pregătirilor noului an școlar intră și grădinițele. Primăria Reghin a venit în sprijinul instituțiilor de învățământ preșcolar prin suplimentarea bugetului de investiții cu suma de 785.000 de lei. Banii sunt folosiți pentru reparații, renovări și igienizări la toate grădinițele din oraș. Lucrări importante s-au efectuat la grădinițele cu program prelungit numărul 5, grădinița cu program prelungit numărul 1 Voinicel, grădinițele cu program normal numărul 1, 2, 4, 5 și nu numai. La cele 6 grădinițe din orașul nostru, de care eu răspund acum, s-au alocat 50.000 de roni la grădinița PP5, 70.000 de roni la PP1 Voinicel, câte 10.000 de roni la grădinițele cu program normal 1, 2 și 5 și 5.000 de roni la grădinița cu program normal 4. O surpriză minunată în acest an, în special la căminele mari, cum ar fi GPP5 și program normal, program prelungit Voinicel. S-au înlocuit geamurile termopan la toate grupele, s-au executat lucrări la fațadele grădinițelor, s-a schimbat gardul. Banii care s-au acordat pentru lucrări de amploare, ca schimbări de ferestre și reamenajări, sunt așteptați de foarte multă vreme de grădinițe, așa încât au constituit o surpriză foarte plăcută. S-a schimbat major pentru că am așteptat în fiecare an aceste lucrări mari. De exemplu, geamurile și celelalte nu au fost înlocuite de 30 de ani, deci de la înființarea căminului. Și acum totul arată frumos și atrăgător pentru copii. În acest an a fost o surpriză minunată și copiii vor fi primii beneficiari pentru aspectul căminelor și grădinițelor din orașul nostru. Lucrările la grădinițe sunt pe ultima sută de metri, educatoarele sunt prezente în săli pentru amenajarea acestora, așa încât în data de 16 septembrie totul să arate primitor pentru cei mici.